Papa Francisc i-a transmis o diplomă și o scrisoare de felicitare monseniorului Ioan Bota, prelat papal în cadrul Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla. Scrisoarea a fost trimisă cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani. Astfel, monseniorul Ioan Bota a devenit cel mai în vârstă prelat papal din România. Cu același prilej, cardinalul Lucian Mureșan, arhiepiscopul major al Bisericii Române Unite cu Roma, i-a conferit Ordinul Preasfânta Treime. La rândul său, episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, preasfinția sa Florentin Crihelmeanu, i-a conferit o diplomă de cinstire aleasă și a dăruit unul dintre pocalele liturgice folosit de Papa Francisc pentru consacrarea Euharistiei, cu prilejul beatificării celor 7 episcopi greco-catolici martiri la Blaj. De asemenea, mitropolitul ortodox al Clujului, înalt preasfinția sa Andrei Andreicuț, i-a transmis felicitări prelatului papal. La ceremonia organizată la Cluj au luat parte președintele Academiei Române Ioan Aurel Pop, precum și autorități civile și reprezentanți ai clerului și credincioșilor. Ceremonia decorării monseniorului Ioan Bota a avut loc în aula cardinal Iuliu Hosu. Episcopul Florentin Crihelmeanu a fost unul dintre studenții profesorului Ioan Bota și a evocat anii studenției. Imediat după reorganizarea Bisericii Greco-Catolice și numirile episcopale, Părintele Ioan s-a pus cu totul la dispoziția ierarhului locului, atunci preasfințitul George Guțiu. Pentru pastorație în diferite parohii, dar și pentru învățământul teologic atât la Cluj cât și la Oradea, predând diferite materii, între care patristică și patologie, istorie, filosofie, drept canonic și altele, înlocuind sau sublinind cu generozitate pe colegii profesori atunci când era cazul. Monseniorul Ioan Bota este una dintre cele mai interesante figuri din istoria Bisericii Greco-Catolice. El a fost, pe rând, ofițer combatant al Armatei Regale Române, prizonier de război, subdiacon, deținut politic în perioada regimului comunist, muncitor, profesor, preot și profesor universitar în cadrul Facultății de Teologie Greco-Catolică. După căderea comunismului, meritele sale ca ofițer pe frontul de est au fost recunoscute. Ioan Bota, care avea statutul de ofițer în rezervă, a fost avansat de mai multe ori, până când a devenit general-major.